Ce ai găsit, Florin? Am găsit niște găuri. Deci, așa i-au omorât, cu găuri. Asta nici nu văd. Două. Trei. Patru. Și-au turnat ceva o travă și-au omorât platanul din parc ca să facă loc la construcție. Domnule, aici ați propriu lacul ăsta, e artificial, pe vremuri, că sunt din 61 venit în cartierul ăsta, Sapălea Iore. Era argila roșie, scotea pământ, partea aceea din lac, săpa cât putea să sape, apoi venea apa, se muta și avea niște vagonete cu troliu care le căra sus. Și făceau cărămizi aici, făceau cărămizi și aici mai era și în partea cealaltă, iarăși, dincolo, lângă vechea, în viața al cu vechi, iarăși, grămadă. Când ne lua pe noi, care vă ca sau în cartier aici, lângă Diham, ne, hai să mergem să te ajutăm, frații noștri, din construcție, veneam de cărămizi, le trecem și cap până în picioare, că era, așa era. Și aici, în zona asta retrocedată, ce era în anii Dom'le, 60? Vă 61 aici, în partea asta și în partea altă de stradă, era două livezi de vișini și cireș, unde este fosta poștă acolo, era lan de porumb. Dincolo, în partea la circa 13 de poliție, partea era o livadă mare de nuci spre Iore 2. Și de când e parc? Dom'le, eu aici l-am pomenit că era parc aici. Aici a fost acum 30 ani, în Părculeț, în dea de ea, unde aici se făcea festivități de unul, de ziua copilului. Că ei pretind că nu era parc aici. Așa, tot ce era aici, a fost un Părculeț, dar asta este. A zis Gâdea la o emisiune, s-au băgat doi șacani și avocat care a pus mâna pe terenul, sunt bărbat și o femeie, și-au schimbat. Sărgentul, că ce întâmplă? Tot terenul ăsta a aparținat de Dudeș Cioplea. Biserica de acolo unde este, școala, că acum ai grăzit, era școala primară, în 1938 s-a înființat parohia Baltalu și în 1939 s-a construit și a dat o sală de clasă pentru ca să țină slujba și acolo Brânzoi era primarul care ia cu toată torția. Acolo s-au mai parcelat, s-a mai făcut. Și terenul ăsta a fost proprietar doamnei Cocoro, cum spun ei? Nu. Cine mai știe a cât fost... e sau nu, de unde a avut el? Păsați, Dideanu să vândă. Da, dacă era al cuiva, nu vindea. Toți la primărie au fost, dar s-au tras forile, fiecare cum a tras. Atunci, și ce vreți? Ce vreți să fie aici? Păi, vreau să fie parcul meu ăla, să fost o intrare frumoasă, de la intrarea, că noi ca suntem în vârstă, să fi fost bănci de când intri, așa, de acolo și până ajungi în parc să dai de o bancă gâfă, așa, era frumos să fie civilizat, să fie frumos, pentru că era frumos, era livadă, când s-a construit scurgea asta, canalizarea, s-a scurs toată, s-a făcut până la Dâmbovița, că toată lumea mergea pe aici, pe jos, la Talcioc, era vechi Talcioc, mergea pe jos toată lumea, era frumos. Acolo, la cărămidărie, l-am prieten de naia turcești mare, când la noi în drum, nu mai din ăștia să mânca, nu era aia roșie cum e acum. Dădeam la pașneț, deam o jumătate de țuică și făcea, l-am copt. Dar până la privatizare era parc amenajat, erau alei, erau bănci, nu? Nu, aici a fost amenajat. Aici. Unde aici, au distrus? Da, aici a fost amenajat. Aici era, unde partea asta, era așa cam de foi, dar venea lumea, făcea plajă, cum era și aici, cum era și dincolo, dincolo, dincolo de pod. Așa aici. Deci spațiul verde era. Da. Erau pot mulți cum sunt acum, nu? Erau pe verzi, pot mulți. I-a plantat tot pomii ăștia care sunt acum. I-a plantat comuniștii când a venit, că ei au făcut toate lucrările, ei au fost mari, mari ca sunt. Adică comuniștii... Și dacă numai ei erau, alte partide erau interzise. Mulțumim! Cum să vă prezentăm? Cum vă numiți? Gheorghe Trofin. Gheorghe Trofin, mulțumim! Casa bătrânească e la Mufat Lar, acolo e. Sănătate, domnul! Mulțumim mult! Sănătate multă! Toate cele bune! Sănătate să vă dea Dumnezeu! Să știți că nu sunteți singurul care își dorește să fie parc aici, să fie...